Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la Canal 5. Sunt Diana Spătărel și vă prezint știrile amiezii. Șeful unei direcții din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică a fost reținut în dosarul contrabandei cu țigări și alcool etilic de la Vulcănești. Despre asta anunță poliția într-un comunicat de presă. Potrivit oamenilor legii, pe numele acestuia au fost demarate acțiuni de urmărire penală, iar domiciliul său urmează a fi percheziționat. Operațiunea este o continuare a episodului de reținere a 3,8 milioane de țigări de contrabandă cu reținere la Vulcănești în vara lui 2022. În acest caz, în data de 23 decembrie trecut, a fost reținut un fost șef de direcție al Inspectoratului Național de Investigații Sud și un actual inspector INSP. Atunci, oamenii legii i-au prins pe cei doi cu aproape 2 milioane de țigări și circa jumătate de tonă de alcool etilic, după o urmărire ca în filme. Ulterior, ambii suspecți au primit mandat de arestare pentru 30 de zile. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, grupul infracțional aducea ilegal alcool în Republica Moldova, pe care ulterior îl depozita, îmbutelia și îl transporta prin linia verde a frontierei de stat în Ucraina, în majoritatea cazurilor prin sudul țării. Totodată, grupul criminal era specializat și în contrabandă cu țigări din Moldova în Ucraina și România, mai precizează poliția. Asociația Parlamentului Independenței declară că organizarea referendumului cu privire la necesitatea aderării la UE în aceeași zi cu alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului nu este doar ilegală și inoportună, dar și periculoasă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Într-o declarație publică, semnatarii documentului cer autorităților de la Chișinău să renunțe la această inițiativă. Membrii Asociației Parlamentului Independenței se arată îngrijorați de desfășurarea unui referendum în aceeași zi cu alegerile prezidențiale pe 24 decembrie 2024. Constatăm că, în primul rând, este neglijată hotărârea Curții Constituționale din Republica Moldova din 20 noiembrie 2014, care exclude posibilitatea de a desfășura referendum în aceeași zi cu alegeri de orice tip. Este o hotărâre care nu are cale de atac, deoarece Curtea Constituțională nu mai poate reveni la această chestiune, iar pretinsele argumente invocate le considerăm total imorale. Este inadmisibil să faci referire la referendumul inițiat de odiosul Plahotniuc în aceeași zi cu scrutinul parlamentar din 24 februarie 2019, deoarece Parlamentul a recunoscut oficial, prin declarația sa din 8 iunie 2019, că atât Curtea Constituțională cât și alte instituții de bază au făcut parte din statul captiv, iar deciziile lor din acea perioadă sunt lovite de nulitate și nu pot avea consecințe de ordin juridic, se arată în declarație. Deputații votanți ai declarației de independență mai spun că Parlamentul Republicii Moldova a votat unanim în anul 2005 perspectiva clară de aderare la Uniunea Europeană și niciun alt parlament n-a pus la îndoială sau anulat această opțiune, practic fără alternativă. Potrivit declarației, practica arată că un astfel de referendum se organizează după finalizarea negocierilor, nu înainte de demararea lor. Considerăm că actuala guvernare trebuie să se mobilizeze plenar, să continue cu maximă responsabilitate și eficiență să activeze în direcția integrării europene, fără a supune unor riscuri majore o opțiune născută la 27 august 1991 și care, finalmente, va duce la așezarea firească a Republicii Moldova pe harta Uniunii Europene. Iar ideea unui referendum înainte de finalizarea negocierilor o calificăm nu doar inutilă și deosebit de periculoasă, dar și o poartă deschisă pentru ca Rusia să intre liber în casa noastră și să deturneze cu votul popular al maselor endocrinate parcursul european. Cât nu e târziu, îndemnăm conducerea Republicii Moldova să renunțe la orice experimente care ar putea pune în pericol negocierile și integrarea europeană, inclusiv organizarea de referendumuri în condiții de insecuritate și război hibrid.
Am solicitat o reacție la aceste declarații de la purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare PAS, dar Adriana Vlas ne-a scris într-un mesaj că nu comentează cele spuse de semnatari. Serviciul de presă al președinției nu ne-a răspuns deocamdată la solicitarea expediată pentru o reacție. Amintim că în data de 24 decembrie, Maia Sandu a anunțat că intenționează să candideze pentru un nou mandat de președinte. Tot atunci a cerut Parlamentului să organizeze în toamna viitoare un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Două zile mai târziu, deputatul PAS, Veronica Roșca, a înregistrat un amendament la codul electoral pentru a oferi posibilitatea organizării plebiscitului în aceeași zi cu scrutinul. O altă modificare propusă la codul electoral e ca alegerea președintelui țării să aibă loc cu cel mult 90 de zile până la expirarea mandatului și nu cu 60 de zile, cum e acum prevăzut de lege. Inițiativa Partidului de Guvernământ a venit după ce secretarul Comisiei Electorale Centrale, Alexandru Berlinski, a declarat că referendumul privind aderarea Republicii Moldova la UE, despre care a vorbit Maia Sandu, nu poate fi organizat în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Potrivit acestuia, orice plebiscit poate fi desfășurat cu 60 de zile înainte sau după un scrutin, iar CEC va începe procesul de organizare a referendumului după ce legislativul va adopta o hotărâre în acest sens. Ulterior, Parlamentul a votat modificarea la codul electoral cu votul a 58 de deputați PAS. În argumentarea modificărilor, reprezentanții puterii au făcut referire la situația din februarie 2019, atunci când în aceeași zi au avut loc alegeri parlamentare concomitent cu referendumul republican, iar Curtea Constituțională a confirmat rezultatele scrutinului. În cadrul unui interviu pentru Nord News, premierul Dorin Răcean a declarat că e ceva normal ca referendumul să se desfășoare în aceeași zi cu alegerile prezidențiale și a spus că nu vede de ce l-am face separat. Eu sper că putem să facem acest demers către cetățeni într-un exercițiu. Nu văd de ce l-am face separat. Cu atât mai mult că președinta Maia Sandu este în fundul acestui efort de integrare europeană. Și atunci, cumva ar fi congruent și consistent. Adică ceva normal ca aceste lucruri să se întâmple împreună. Trebuie să vedem care sunt reglementările legale în acest sens. Dar opțiunea pe care vrem să mergem este să le organizăm concomitent în aceeași zi, a declarat Trecean. Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că niciun operator aerian nu a anulat zborurile din și spre Chișinău. Reacția vine după ce persoana a scris că un operator avia privat care a revenit pe aeroportul internațional Chișinău din decembrie și-ar fi anunțat clienții despre anularea curselor începând cu 15 ianuarie. Autoritatea Aeronautică Civilă informează că niciun operator aerian nu a anulat zborurile din și spre Chișinău. În cazul unui operator privat, s-a produs o eroare tehnică în sistemul de rezervări, care a fost remediată deja. Și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a scris într-o postare pe Facebook că această companie a confirmat existența unei probleme tehnice la sistemul lor, care a apărut ca urmare a schimbării codului aeroportului din Kyiv în RMO. Ulterior, și reprezentanții operatorului privat și-au reafirmat angajamentul de a continua zborurile regulate. Pasagerii sunt sfătuiți să identifice destinația pe website-ul companiei aeriene și în aplicație pentru mobil, folosind noua abreviere RMO, atunci când rezervă bilete, transmit reprezentanții companiei. Anterior, vicepremierul Andrei Spânu a anunțat la sfârșitul anului trecut că începând din ianuarie, aeroportul din Chișinău va folosi abrevierea RMO, însemnând Republica Moldova, în locul denumirii Kyiv, care, potrivit lui, datează de pe timpul Uniunii Sovietice. Numărul cazurilor de pneumonie este în creștere în Chișinău. Potrivit șefului adjunct al Direcției Municipale Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan, săptămâna trecută s-au înregistrat cu 25% mai multe îmbolnăviri, iar din totalul cazurilor, peste 63% sunt în rândul copiilor. Aceasta este o povară pe instituțiile cu profil pediatric din municipiul Chișinău, dar la moment ne descurcăm cu acest volum de lucru.
Bolocan a mai declarat că creșterea cazurilor de pneumonie pune presiune pe instituțiile cu profil pediatric din municipiul Chișinău, iar chiar și așa acestea fac față solicitărilor. Pneumonia este o infecție care apare la nivelul plămânilor și a țesutului din jurul acestora. Infecția poate afecta un singur plămân sau pe ambii. Ca urmare a inflamației, alveolele se umplu cu lichid sau proi, ceea ce face ca bolnavul să respire cu dificultate. De asemenea, Bolocan a mai menționat că săptămâna aceasta precedentă a fost activată o secție COVID-19 în cadrul Institutului de Ftiziopneumologie cu 50 de paturi, dintre care actualmente sunt ocupate 23 de paturi, inclusiv 6 persoane sunt în stare foarte gravă și au nevoie de oxigen. S-a întâmplat după ce secția din Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă a devenit neîncăpătoare din cauza numărului mare de bolnavi cu coronavirus. Serviciile medicale ar urma să se scumpească anul acesta, asta dacă proiectul de hotărâre al Ministerului Sănătății, publicat pentru consultări publice și care prevede majorarea, va fi aprobat de guvern. În unele cazuri este vorba de o creștere de aproximativ 91 de ori, iar polița de asigurare medicală acoperă doar parțial aceste servicii. Ministrul Sănătății, Alan Emerencu, menționează că o bună parte a tarifelor nu au fost revizuite din 2011. Potrivit proiectului, unele intervenții vor ajunge să coste de 91 de ori mai mult. Vorbim aici de înlăturarea dislocației de pseudofac, care costă 211 lei, dar ar putea ajunge la 19.212 lei. Înlăturarea corpurilor străine intraoculare costă 547 de lei, dar ar putea ajunge la 25.746 de lei. Consultația medicului specialist, medicului medicină de familie, costă 90 de lei, dar ar putea ajunge la 200 de lei. Consultația primară a medicului stomatolog costă 107 lei, dar ar putea ajunge la 368 de lei. Acordarea asistenței medicale la domiciliu, fără costul transportului, costă 120 de lei, dar ar putea ajunge la 370 de lei. Rezonanța magnetică nucleară, care acum costă 1400 de lei, ar putea fi de 2344 de lei. Analiza generală a urinei costă 44 de lei, dar ar putea ajunge la 56 de lei. Costul unei zile de internare în spital, fără costul investigațiilor paraclinice, intervențiilor chirurgicale, alimentație și medicamente, costă 209 lei, dar ar putea ajunge la 576 de lei. Ministrul Sănătății Alan Emerencu a explicat solicitarea de majorare a prețurilor pentru serviciile medicale prin faptul că cifrele nu au fost modificate de 13 ani. În primul rând, majoritatea tarifelor la serviciile medicale nu au fost majorate din 2011. În 2011, când au fost aprobate prin hotărâre de guvern, practic nici nu au fost majoritatea din ele recalculate, dar a fost utilizată baza de calcul care a fost aprobată printr-un ordin a Ministerului Sănătății încă în 2002. Deci unele tarife au calcule care au stat la bază a anului 2002. Alan Emerencu mai precizează că recalcularea tarifelor serviciilor medicale este cauzată de majorarea salariilor personalului din instituțiile medico-sanitare publice, dar și majorării multiple a prețurilor consumabilelor, precum și a cheltuielilor de întreținere. Fiecare știe ce înseamnă adenotomia sau amigdalectomia, fiindcă în copilărie foarte des sunt înlăturate amigdalele. Deci și mulți din dumneavoastră ați trecut prin așa operație. Deci la momentul de față, această operație costă 70 de lei. Deci în varianta nouă ea va costa 1124. Deci vă dați seama, într-o operație intră deci anestezie, dispozitive medicale, consumabile, medicamente, munca personalului medical. I-am întrebat pe oamenii pe care i-am întâlnit în stradă ce crede despre majorări și iată ce ne-au răspuns. Trebuie să mă plătești. Și așa e o grămadă de bani. Plătești și nici folos. Te duci și trebuie să stai rând cu nimic. Pensia noastră e 2600 și ce facem noi? Uitați, am luat de 300 și ceva medicamente și mai am medici de, și ei tot să ne dea ceva medicamente să cumpăr. Și pe ce să le cumpăr? Luna asta am dat 2200 numai pe medicamente. Vă închipuiți. Așa că
e greu. Dar nu e bine că cum că nu, eu înțeleg că trebuie să ridici, înțeleg că nu se acoperă. Tot înțeleg, dar ar trebui ca să fie în ansamblu. Fiindcă ca om să-i sprăvească, dar așa dacă n-ai de unde și să facă. Medicamentele sunt tare scumpe. Asta tot știu. Așa? Ceea ce îi dau pe poliță, acolo e tare mic procentul care la pensionari. Anul acesta, poliția de asigurare medicală s-a scumpit de 3 ori și costă 12.636 de lei. Cei care o vor procura în primele 3 luni ale anului vor avea facilități la plata primei. Angajații vor contribui în continuare cu 9% din salariu pentru asigurarea medicală. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile amiezii la Canal 5 cu principalele evenimente ale zilei. Vă aștept la ora 19. Pe curând!